A fost spectacol la Super Bowl de anul acesta. Echipa Los Angeles Rams a câștigat cea de-a 56-a ediție a Ligii de Fotbal American pentru a doua oară în istorie. Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent și Mary J. Blige se numără printre artiștii care au făcut show în pauza competiției. Snoop Dogg și Dr. Dre au dat startul spectacolului incendiar de pe stadionul SoFi din Inglewood. A fost pentru prima dată în istoria evenimentului când show-ul din pauza meciului s-a desfășurat exclusiv pe ritmuri hip-hop. 50 Cent și Eminem au incis și atmosfera cu unele dintre cele mai cunoscute hituri ale lor. O apariție ieșită din comun a avut și Mary J. Blige, care a strălucit la propriu pe scena Super Bowl. Artista de 51 de ani a făcut senzație alături de dansatoarele ei. La doar câteva clipe după ce a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului, Taylor Rapp de la Los Angeles Rams și-a cerut iubita în căsătorie chiar pe teren. Vizibil emoționată, tânăra a spus da, fără nicio ezitare. Cu mai multe detalii despre cel mai important meci din sportul american, revenim la Focus Sport.